Roata asta că se învârte tare, lumea care te aplaudă în picioare. Acolo ții că se oprește la mașină, noi că stăm până și banii de benzină. Dar inima cere, să încep să visezi. Roata se învârte, poți să te distrezi. Visele tale se împlinesc așa, e șansa ta, dă vina pe ea. Dragilor, și bine ați revenit la cel mai tare show concurs din România, Roata! Cel mai incendiar show al momentului, corect? Pentru că noi avem premii mari, multe, frumoase, bine, și o colegă roșie ca focul care nu mă mai ajută deloc la intrări, că eu intru singur și ea se oprește aici. Asta e. Ursucule, cum adică? Ți-am zis că mergem în turneu și m-am schimbat. Uite, merg cu tine la braț, ne plimbăm frumos, învățăm, descoperim lucruri noi împreună. Da, mă, dar eram obișnuit altfel, mă. Eram obișnuit, ai văzut, când intram în platou, pac, eu cu agitație, învârteam de rată, mă duceam, băteam palma cu publicul, după aia intram la band, mă duceam, îi filmam frumos și după mă șocam. Că nu știam ce prostii faci pe aici, în platou. Acum? M-am schimbat, bursucule, dar dacă vrei să-ți faci tu intrarea ta, tu te tu în spate și fă-ți-o singur, că eu te aștept aici. Pot? Da, bă, nu mă dezamăgești, cu energia mea să intru eu să... Doamne ferește, da? Du-te liniștit. Mă duc acum? Da. Da, aici în spate. Ce decolteu am, nici nu o să observe lumea că lipsești. Hai, du-te, du-te, că pierdem timpul. Și eu intru așa și bam, da, da, pe energie, da, da. Pe bine. Bați palma cu cine vrei tu, da. Da? Și mai fac o dată, da, așa, cu, și da, mă duc către public, da. Și da? Da, da. Deci eu nu să mă aștept pe partea aia acolo, așa, că eu vin. Da, da, du-te, du-te. Eu vorbesc cu Ionuț acum, da? Ionuț, deci mă aștepți da, acolo. Da, da, vorbește cu Ionuț, da? Du-te, hai, du-te. Eu intru acum și fac. Gata? Gata! Așa, roagă-i tu pe colegi să dea drumul la muzică, te rog, să mai intru o dată. Colegii, dați drumul la muzică! Señores y señoras, el más grande toro de todos los toros, un grande consumador de chorizo, el bursucu! Ce asta, mă-mi dai cu aia în cap? Măi, bursucule, păi astăzi suntem în Spania și am zis să fim la coridă. Ce coridă, mă? Cu mine te-ai găsit coridă? Păi ce e cu mine? Eu intram frumos, mi-ai stricat și părul. Spectacol, să strig ole, ole! Păi da, bă, dacă faci cu tauri, bă, ole, ole, ți de ei? Păi cu tauri, cu boi, cu na, da. Eu n-am zis să fac cu tine că lucrăm cu materialul clientului și tu ești așa ca un taur, ești plin de energie. Nu, că eu prost. Eu că m-am apucat eu să te întreb, am insistat. În loc să-mi văd de treaba mea, să te trimit eu de la început la panou acolo, du-te cu tot cu coridă, că lasă-mă că mă apucă. Ole! Aveți ce ole... Ole, o să ții pe coajă, nene. Stimați, aha. Bine că i-am tăiat cadru, măcar atât. Ole. Păi dacă mănânci tapas până crapas. Doamnelor și domnilor, pot să încep? Bagă, bagă, ole! Avem de dat o mașină nouță! Ole! O valiză cu 10.000 de lei în cash! Ole! Și o vitrină cu produse electronice și electrocasnice! Oleo! Să cunoaștem, vezi că-ți dai un lemn de la nas. Să cunoaștem concurenții! Oleo! Doamne și domnilor, în partea stângă se află Andreea! Bună! Andreea, îmi pare bine. Vine direct din... Doicești, Dâmbovița. De unde? Doicești, Dâmbovița. De la Doicești! Olea! Unde-i, mă, Doicești? Unde-i Doicești? Bine, nu-i corect, că e două cești. Dar unde e Doicești de te bucuri așa? Ole! Unde e Doicești? Poate să pur sucule, în România! Ole! Ai venit singură? Nu. Cu cine ai venit? Cu tatăl și cu nașul meu. Vă salut, să trăiți! Care-i tata, care-i nașul? Tata și nașul. Dragii mei, în această seară, Andreea e pusă pe fapte mari, a venit să câștige, a venit să lupte, a venit să ne rupă roata! Ole! Uite-te în vitrina mea, spunem două produse, ce ți-ai dorit să câștigi? Un frigider și un televizor. Cu ce te ocupi? Sunt vânzătoare. La? La un magazin de la mine. Ăsta frumos, cu mere, da, cu de toate, cum se face, nu? Da. Magazin mixt. Da. A, vezi, dă... Cu cât mai se dau, domnule, pufuleți în ziua de azi? £1. £1 pufuleți. Vezi? De azi pufuleți. Intrăm pe regim. Bani puțin, vorba aia, bași mămăliga, se umflă stomacul. Ole! Nu ne mai trebuie nimic. Niște apă plată și aia e. Măritată? Da, căsătorită. Soțul n-a venit? Nu. De ce? Este la muncă. Tot la același magazin? Nu. Ah. Aveți, el cu ce se ocupă? Este instalator la gaze. Dacă ai probleme cu scurgerile, colega... Ole! La apartament. Îl chem pe domnul să vină să rezolve problema. Andreea, draga mea, îți doresc mult succes, să ai o seară frumoasă, să te distrezi în primul rând și în al doilea rând să câștigi, ce ai zis? Un frigider și un televizor. Un frigider și un televizor, basta. În partea stângă, domnul Ștefan, mai tatuat ca Adrian Mutu. Ole! Are pe mână o bufniță. Nu? Zic bine? Da, buhuhu! Nu, asta nu e. Nu e. O aripă. Aici avem un copac cu niște... Pădure. Bursucule! E plin de tatuaje ca Transfăgărășanul de viraje. Ștefane, cu ce te ocupi? Supervisor construcții metalice. Te-a spart. Ole! Fii atentă! Dar n-am auzit ce! Stai liniștită, că ține-te bine. Deci, te ocupi cu... Supervisor construcții metalice. Supervisor construcții metalice. A? Adică nu e operator, e supervisor. E pasnic pe șantier? Aproape. Asta m-a omorât la tine, sinceritatea asta debordantă. Tu nu vezi, mă, că meserile din ziua de azi au niște titulaturi de-astea de... Adică nu mai e pasnic. Este supervisor construcții metalice. Supervisor construcții la pipera. Aia e, înțelegi? Să nu fure materialul, băieți. Ștefane, singur? Sunt cu părinții. Ai venit cu mama și cu tata? Da. Ce frumos! Câți ani ai? 31. Mulți înainte. Mulțumesc. Mama și tata, bună seara! De unde veniți? Fetești. Din Fetești. Ah, n-ai făcut mult. No. O ta strada soare, fac repede să ajunge. Uite-te bine în vitrina noastră, spunem de ce ar avea mama nevoie. Bănuiesc că pentru ea luptează. Cuptor. Cuptor? Și mașină, cred. Doamnă, mașină e bine? Ziceți, mașina și așa și cuptorul, neapărat. Al cui e cuptorul? Al cumnatei? Da. Mamă, deci ai venit cu listă. Da, da. Ce mai ai pe listă? Zi. Deci cuptor, mașină. În esență cam nimic, nu cred. A, telefon. Telefon pentru? Da, nepot. Pentru nepot, da. Și atât, cred. Eu zic să încep cu telefon. Dar el vrea cuptorul ca să se coacă, nu? Că e verde, uite, vrea să fie roșu ca mine. Nu, mă, nu vrea pentru cumnată, că a venit cu lista după el, că așa se face. Eu ți-am mai spus ție, vino și tu cu lista la muncă, cu ce am eu nevoie, dar tu nimic. Ștefane, multă baftă, îți doresc să ai o seară minunată, să ne distrăm și să câștigăm. Doamnelor și domnilor, în această seară vin, ne au premiile cu Sacu, Vica și Cătălin Botezatu! Vine la roadă să ia vitrina, că ea este regina. Pentru-un caz ea joacă, astăzi Vica Blochina. Vine la roată cu un nimenal, Cătălin Botezatul. El știe se joacă, se ia premii cu sacul. Hai jos! Doamnelor și domnilor! Nu mai are rost să spunem, impecabil ca întotdeauna, stau hainele pe el de zici că 4-5 croitori au venit să le pună. Bine, mai știe să le și poarte. Asta m-am asaltat cu superbă. Absolut senzațional arăți, iar tu ești minunată, mulțumesc, senzațională, superbă, frumoasă. Ce să mai... Am leșinat când am aflat că vin cu Cătălin. De fericire. Deci, radiați amândoi, arătați superb. Mulțumim. Și în această seară aveți treabă. Da? Ați venit să lucrați pentru o familie? Mai puțin bursucule. Uite, a zis și Cătălin, ia uite ce bine ne stă împreună. Uite ce ne foarte bine, foarte frumos. Ana și cu Cătălin la Hollywood, cel puțin. Red carpet. Stimați telespectatori, dragii mei, Cătălin și Vica au venit să lupte pentru familia Constantin. Cât se iubește Ana Maria Barnoschi cu al nostru Cătălin, dumneavoastră vă arătăm filmulețul și ne întoarcem, că eu nu vreau să vă duc un sărut înainte să începem. Mă numesc Constantin Andreea Silvia, am 34 de ani și sunt consultant de credit. Sunt mama a 2 copii, Roberto de 11 ani și Antonio de 5 ani și jumătate. La școală, Roberto se descurcă mai greuț un pic, având ADHD. Este mai greu să se adapteze și să fie în linie cu toți ceilalți, dar este bine. Am descoperit că are ADHD la vârsta de 3 ani, unde era foarte agitat și nu înțelegeam de ce. Mergând la medic, mi s-a propus să mă duc la psiholog. Și acolo, făcând niște teste, am aflat că de fapt este un ADHD tratabil, dar cu multă terapie și drumuri la medic, cu medicamente și tot ce ține de această boală, pot să-i spun. Ne vom recupera ușor, ușor. Părinții au înțeles gravitatea bolii de care suferă băiatul lor cel mare și au hotărât să se sacrifice pentru el. Andreea trăiește cu teama că Roberto ar putea fi respins de cei din jur și de aceea nu a întrerupt ședințele de consiliere psihologică. Din cauza neajunsurilor și terapiilor și tot ce au nevoie copiii, soțul a fost nevoit să plece în străinătate pentru a ne putea permite în continuare terapii și cele necesare în casă și pentru copii. Toată această poveste m-a afectat pentru că am rămas singură cu cei doi copii, să mă descurc cu ei. La început mi-a fost greu pentru că eram puțin debusolată, că nu înțelegeam cum și în ce fel să fac, pentru că trebuia să mă împart în 2 părți și la aproape câteodată la aceeași oră, pentru amândoi. Și de multe ori eram nevoită să renunț la un lucru ca să pot să-l fac pe celălalt, care era mai important, terapiile lui Roberto. Andreea este o mamă fericită. După 8 ani de rugăciuni și terapii, starea lui Roberto s-a îmbunătățit. Acum, după atâția ani de terapie și de un drum greu de parcurs, acum este mult mai liniștit, mai atent, nu mai este atât de hiperactiv, am încredere în el, se descurcă singur. Cea mai mare dorință este să fim sănătoși și copiii să își urmeze cursul vieții așa cum este, dar să nu întâmpine greutăți. Și să aibă parte de oameni frumoși și buni în jurul lor. Familia Constantin face parte din programele de prevenire a abandonului școlar ale asociației FDP Protagoniști în Educație. Dacă doriți să sprijiniți educația și să-i aduceți pe copii cu un pas mai aproape de visurile lor, nu uitați că puteți trimite un SMS chiar acum la 8844 cu textul AJUT. Astfel donați 2 euro în fiecare lună și ajutați copiii din medii defavorizate să-și continue studiile și să aibă acces la un viitor mai bun. O să-i spunem bună seara, doamnei Andreea! Bună seara! Și salutare, domnul Robert! Seara! Doamna Andreea, în această seară v-am adus 2 superstaruri ale României, Cătălin Botezatu și Vica Blochina, doamnă. Bună seara! Dacă nici ei nu câștigă pentru dumneavoastră, apoi cine, doamnă? Mulțumim frumos! Doamna Andreea, Cătălin și Vica așteaptă să le spuneți două produse de care aveți mare, mare nevoie dumneavoastră. O mașină de spălat și un aragaz. Mașină de spălat și aragaz, dragii mei. Uitați-vă la Robert, eu zic că și o tabletă și un telefon i-ar fi de ajutor, dar important să câștigăm mașina de spălat și aragazul. Aveți o seară grea, l-am văzut pe Ștefan. Mulțumim frumos și mult succes! Cu mare drag, doamna Andreea, să rămâneți alături de noi și să ne bucurăm împreună. L-am văzut pe Ștefan, are o meserie grea, atenție, a venit pregătit, el este, mai zi o dată? Supervisor construcții metalice. Supervisor construcții metalice, pe înțelesul Anei Paznic, a putut Ana. Iar Andreea este vânzătoare la un magazin mix, deci se pricepe cu tot ce înseamnă, da, tap, vă ia, vă dă restul, vă întoarce, vă... Unul dintre voi va trebui să joace cu mine în prima rundă, Cătălin, Vica, alegeți. Păi Cătălin, pentru că eu nu vorbește bine românește la mine. Au, am uitat că nu vorbești bine românește. De ce m-ați chemat cu Vica? Doamne, acum mi-am dat seama că nu vorbești bine românește. Nici nu văd la distanță. Nici nu vede la distanță. Nu vede, nu vorbești. Oh. Iată, stimați telespectatori, în această seară jucăm pentru Vica. O pereche de ochelari pentru Vica și un dicționar al limbii române. Doamnelor și domnilor, să înceapă Roata Norocului, runda întâi! Am pentru voi un puzzle de departajare, este mic, este ușor, este de început, el arată așa, ăsta este. Avem și un domeniu, Ana, te rog. Domeniul este fotbal. Fotbal. Oh! Dacă te pricepi... Deci Vica, când a auzit fotbal, a făcut oh! După care a zis, nu, că nu mă pricep. A fost odată, nu vreau. Amintiri, nu mai vreau să știu. Nu mai... Ștefan, Cătălin și Andreea vor apărea litere aleatoriu, una câte una. În momentul în care vă dați seama de răspunsul corect, va trebui să apăsați butonul roșu din fața voastră, respectiv dreapta ta, Ștefane, și în dreapta ta, Andreea. Nu vorbiți până nu-l nominalizez pe cel care a apăsat prima asta pentru a nu-i ajuta pe ceilalți. 1500 de puncte puse în joc și spun pentru prima oară start în această seară. Fotbal. Spania are legătură cu ceva cu Spania acolo. Ștefan, Cătălin și Andreea. Cine știe apasă butonul roșu. Stop! Andreea prima. Ce știu eu? Madrid. Asta știu eu. Atletico Madrid. Mare echipă. Nu știi cine e antrenorul de la Atletico Madrid? Nu știi? Atunci nu-ți dau puncte. Diego Simeone. Ia să vedem. Este sau nu Atletico Madrid acolo? Este! Nu ai știut? Fotbal, nu ai știut, tu n-ai știut, tu nu ai putut repede, eu nu am putut să mă bag, cum n-ai putut repede așa? Păi eu am putut, dar mi-a luat-o înainte și tu... Ai văzut că măcar sunt rapidă, acum la repede dau înainte. Domnul și-am venit de la Madrid. Știi că se îmbracă mereu ca mine, negru. Deci numai negru îl vezi îmbrăcat. Fii atentă, am pentru tine un puzzle mare și frumos, puzzle-ul din runda întâi, el arată așa... Ia zi, Ana! Corida, ole! Corida, ole! Ăsta este domeniul Andreea. Pentru prima oară în această seară. Ole! Dăm de roată! Besame, besame mucho. Au! Mimă! Un pic de veselie, Alex! Ce mimă? Ole! Albastru! Ole! Te rog mult de tot să mergi la Ana, am început cu bine, să ne distrăm puțin. Ce înseamnă asta? Va trebui să mimezi 3 cuvinte, iar noi ăștia de aici să ne prindem ce mimezi tu acolo. Op! Ia să vedem. Ceva să ne mișcăm, Hotplay și Iulia Dumitrache alături de noi, ca în fiecare seară. Primul cuvânt pe care îl mimează este... Mănânci. Nu trebuie să ghicească. Noi toți putem ghicita. Mănânci ceva. Ok. Ce? Cred că aia să ghicim. Dă-ne și nouă. Ok, mănânci ceva, hai. Deci ce mănânci tu? Asta trebuie să mănânci. Dintr-o farfurie mănânci ceva. Ok. Și atât? Tăiați bucăți. La tigaie, la voc, la oc, la... Jumări? Cred că e de la cu orez, cu... cum îi zice? Chinezesc? Nu, 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 din Spania, zi. Paella. Cum? Paella. Paella, bine! Aia, cu orez, cu dalea. Dar asta nu e așa, auzi? Paella asta nu prea e așa, dar mă rog. Ok? Taur. Bom! Taur, dragă, că e Spania. Taur. Când ai spus bou, la cine te-ai uitat, frate? Aveai vreo frustrare. S-a uitat la mine, lasă. La tine? S-a uitat la mine, hai, lasă. Taur, mergi mai departe. Deci ce? Taur și? E taur, da. Asta era taur? Da, taur. I-am arătat următorul cuvânt. Asta e când nu știi ce să faci. Nu. Ce mă, e așa greu? Hai mă, zic ceva, măcar ceva. Nu știu cum să-l fac. Aaaa! Hai că e simplu. Dar cine câștigă acum? Nu știi ce e? Noi câștigăm 800? Hai, ia, ia dă-mi. Pot, nu. Țep. A, cuțită. Așa. Mi-e rușine să zic ce arăți tu. Pățepușă. A? Stai mă, asta, carne pe... Frigărui. Frigăruie. Hamon, jambon. Hamon? Jambon? Hamon, primul. Ei, lasă-mă de asta. Păi, mate fine. Asta zic. Eu mă așteptam să zic el șaorma, ceva. Înțeleg că era culcat. A zis a mea, mate fine. Bravo, bravo, Andreea. Hai că te-ai descurcat bine pentru început. E tot rândul tău, dăm deodată. Hai. Păi eu am zis cine câștigă punctele. Nu, e doar un joc. Acum să te văd, 500 de puncte, prima consoana serii. R de la roată. Lasă emoțiile, aruncă-le, că nu se întâmplă nimic, ne distrăm, ne simțim bine. R de la roată, da? Hai să vedem. Ce înseamnă consoana? A sau M? Consoana? E lungă sau scurtă? Consoana e mai lungă un pic. De ce am venit astăzi? Trebuia să întreb cu cine sunt în platou. Hai că o să câștigăm, tu ne-ai văzut cu jamonul, că am zis. Consoana e un pic mai lungă, de ce? Cu M. Cu M? M. Adică e cu... Cu supărare. M. Tot ce e cu M. Păi stai puțin, unele sunt ale care pronunț lung și unele care pronunț... Păi de asta, tot ce e cu supărare de asta, la final e, adică... Adică M, N, P, R, ale consoane. Da, bun. Și a zis R de la roată și uite, avem unul. Nu știu. Da. De ce ți-i rusește, mă rog? 2500 de puncte, dă-i de roată. Nu e atât de simplu, știi bine, da? Da. Ce se întâmplă? Luăm, dăm o consoană, ridicăm o plăcuță. Pentru a păstra plăcuța asta, va trebui ca tu să-mi dai soluția. Nu uita, trebuie să strângem 3 plăcuțe. Da. Consoana este... L. De la... Literatură. M. Literatură. Bine! Da. $3000 de puncte, ce facem acum? Dăm de roată. Hai! Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Power play! Power play! And I feel good. I know that I want now. So good, so good. I got you. Timp de 1 minut, 60 de secunde, dai doar tu de roată. Când roata se oprește în dreptul punctelor, doar în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. e corectă, e greșită, merge mai departe și dă-i și dă-i. Dacă o dată se oprește pe orice altă plăcuță, continui să-i dai de rată, ok? Andreea, pregătește-ți 4-5 consoane să le ai în minte și începem în 3, 2, 1, power play, hai! Poți să dai puțin mai încet, te rog, pentru că mi-ai pierdut foarte mult timp. Prima consoană este M pentru 800 de puncte. 800 erau. Mergem mai departe, următoarea consoană. Dă-i de rată, dă-i de rată, dă-i de rată. E ca o mașină? Dă-i, 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 dă-i. Zi, P, P pentru 300 de puncte. Și mai avem 28 de secunde. Mamă, cum e asta? Zi! C. Care? C. C pentru 1500 de puncte. Dă-i, 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 dă-i. C pentru 1500 de puncte. Dă-i de rată. Dă-i de rată. Mai avem 7 secunde. Dă-i, ultima oară. Greu. Contratimp, ai văzut? E cu presiune, cu... Dar să știi că ai acumulat 5100 de puncte. Power play! Cum ar spune Ana, când vede punctele astea, ai câștigat 5100 de puncte. Ole! Ce facem acum? Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Cumpărăm o vocală. Ia zi. A. A. A, am înțeles. A, a. Mamă, câte auri sunt. Bun. Ce facem acum? Dăm de roată. Ha. Tare. Buleria, buleria, cante dentro de alma mia, es la sangre de la tierra en que nací. 400. Consoană. Nu. Oprire. Este! 5800 de puncte, Andreea. Dăm de rotă. Dă-i, dă-i, că așa au pierdut toți. Dă-i, nu te lăsa. Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, te quiero, amor mio. D. D. De la dragoste nebună. D. Bun. 6100. Bursucule! Am uitat să zic că m-am luat cu vorba. Știi cum merg spaniolii la piață? Cum? Știi cum comandă? Ia, cum? O legătură de pătrunjel! Ole, le urdă! Ole! Bădă! Ce facem acum? Dăm de roată. Ole! Cum? E sigură? Sigură. Îți mai spun o dată. 6100. Sigură. Fii atentă, poți să ajungi și la 10.000 să dai faliment. S-a mai dat. Nu e... Poate am noroc și nu dau. Care e salariul tău pe lună? Puțin. Cât? 2000. Ai de 3 ori salariul tău făcut în 10 minute. Nici 10 minute și tu spui că dai de rată? Da. Ia-ne tot! Nu ne lăsa, omoară-ne! Hai! T de la taur. T de la taur. Oh! 8200. Cumpărăm o vocală? No! Dă-i de roată, ce să cumperi? 8200 de puncte, eu nu cumpăram nimic. Cumpărăm I. Bine. Ce facem acum? Dăm de roată. Hai, tare. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajando estrellas. 500. Ce-ai pățit, mă? De ce plângi, mă? Nu, ce s-a întâmplat, mă? Uită-te și tu, bursucule. Ce-i asta, mă? O să Armando a înșelat-o pe Esmeralda. E, tu te uiți la telenovele în timpul emisiunii, mă? Si certo, ca să învăț spaniola. Lua aur când... Aici nu trebuie să înveți spaniolă, trebuie să fii atentă la roată. Aur când ceva pat, e când aurea, gândește-te. O seară, Armando. Of, ok, soi muy atenta. Măi, Ana, măi! Mi-am zis că sunt atentă. Vezi că am început să învăț? S. De la sare. Sau, cum mi-a spus mie un concurent la un moment dat, S de la șarpe. Cumpărăm o vocală. Zi. Vocala U. Bun. 7700. Dăm de roată. Hai. Si, si, certo. Si, claro que si. Claro que si, por supuesto. 300 de puncte. Claro, claro. F. F de la floare. Oh, nu cred. Cine vorbește la telefon în timp ce eu mă joc? La Ambasadă Spaniei de România. Ce, mă? Vreau să-mi fac pașaport. Păi și unde ai sunat? La Ambasadă de Spania. Ia mai caută tu în dicționarele alea ale tale și vezi unde îți dă Ambasadă ce înseamnă. Că ambasadă nu înseamnă sigur. Eu cred că m-am uitat prea mult la telenovele. Cătălin, Vica, dăm de roată, hai! Eu dau? Hai, dă tu, Vica. Hai! Vamos pa la playa, pa curarte el alma, será de pantalla, abre la medalla. Nu spune mie, tu trebuie să... Eu trebuie să zic. Îmi trebuie o consoană. Ce înseamnă asta? Aia care e cu oprire. Aia care e cu mai dură. Și atenție, îmi trebuie una care să fie acolo în puzzle. Deci nu vocală, consoană. Aoleo. Aia nu mai știu. Zi tu. Măi, toată e luată. Bă, e luată. R e luată, S e luată, T e luată. Zi care nu e luată. 5. Dar de ce nu vrei aia lungă? De ce vrei aia cu scurtă? Că aia știu. R a zis? A zis. Z. 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 Sunt toate vorba ei luate. Da, da, da. Ai lăsat-o! Ce ar putea să scrie acolo sus acum oare? A? Cumpărați o vocală să vă ajutați sau dați de roată? Aveți 1000 de puncte, o vocală înseamnă 500, dar reușim să desfacem puzzle-ul. Eu aia lungă știu una, dar aia cred că opritor nu știu, aia cum se numește? Vocală știi tu una. Care e aia? Pot să spun? Păi dacă îmi dai 500 de puncte, poți să spui. Aia cu căciulița. La cuvântul când e cu căciulița, e A cu căciulița? A cu căciuliță. Dar vrei cu căciulița în sus sau cu căciulița în jos? Nu știu, mai ai făcut fazan. Vreau să spun. I din I sau I din A? Da. I din A, da? Da. Bun! Ai una, am ghicit! Când? Cumpărăm o vocală sau dăm de roată 500 de puncte. A, știu care este, mai este una. Nu cumpărăm, nu, hai că... Puteți cumpăra? Cumpără, dragă, că ai bani. Hai, mai cumpărăm una, facem cu E, aia așa. E. Aia așa. Aia așa. E, aia, aia, de aia așa. Dacă vreau pot să scriu, mai exprim mai greu. Bun! Acum tu trebuie să finalizezi. Acum Botea trebuie să finalizeze. Lipsesc 5 litere. Corect. Acum trebuie să dați de roată. Hai, tare. Iar eu. Doamne. Nu mai mai ating. Am finalizat. Putem să mai cumpărăm ceva. Oricum era zero, deci falimentul nu are. Nu mai putem să cumpărăm nimic? Ba da, merg la Ștefan și dacă mai vine rândul la voi, Ștefane, dă-i de rată, hai. Îți bagi banii, îți bagi banii. O consoană. G. Care? G. De la gutuie. Ce? De la gutuie. Eu știu tot ce scrie acolo. Pot să zic? Nu. Acum. Nu este G, Ștefane. Și uite cum ajung la Andreea. 7700 de puncte. O treime din acest autoturism. Și cu siguranță îmi dă soluția, da, că o simt. O singură dată. Tare, clar și corect pentru 8200 de puncte. Zi! La viteză poți lua aur când în spate ai un taur. Bravo. La viteză poți lua aur când în spate ai un taur. Da sau nu? Am muncit degeaba. Este! Primii 200 de puncte și o treime din acest autoturism. Lăsăm plăcuța asta aici lângă mine și mergem să ne iei vitrina. Hai! Doamnelor și domnilor, runda întâi câștigată de Andreea. O treime din acest autoturism plus câte puncte? 8200? Nu știu. 8000? 8000 și... 8200, ai zis bine. Păi foarte multe puncte. Ia să vedem ce ne alegem. Un frigider. Un frigider, Albatros, 2000 de puncte. O plasmă. Un Smart TV, 2000 de puncte. Un aragaz. Un aragaz Samus, 1000 de puncte. Și un aparat de cafea. Expresor, tot Samus, 1000 de puncte. Iar restul le donăm. Felicitări, Andreea, bravo! Vezi la locul tău. 2200 de puncte. Doamna Andreea, mă auziți? Da, bună seara. Doamna Andreea, ca de la Andreea la Andreea, așa, 2200 de puncte și sunt aici la vitrină. Mulțumim frumos. Cu mare drag. Ce ne alegem, doamnă? O mașină de spălat. O mașină de spălat, Samus, 1400 de puncte. Și o mașină de făcut pâine. Și? O mașină de făcut pâine. Studio Casa, 800 de puncte. Acestea sunt punctele. Mulțumim frumos. Asta cu mare drag. Doamna Andreea. Ia la să vă pregătiți pentru că abia acum începe jocul. Da. Cătălin și Vica s-au prins, iar noi am ajuns în runda a doua. Ole! Vica, Ștefan. O să te rog, Vica, să faci un schimb cu Cătălin. De ce? Ca să fii în dreptul butonului tău. Asta e al meu? Butonul? Bravo. Ăla e butonul tău. Ștefan, Cătălin, lasă-l pe Ștefan la butonul lui. Fiecare cu butonul lui. Așa, bravo. Și acum. Eu nu mai am buton. Na, e, acum n-ai văzut niciodată? A, da. Vica. Ah. Ole! Ole! Vica, Ștefan, vă dau un puzzle de departajare pentru runda a doua. El arată așa. Avem și un domeniu. Domeniul, Ana, este... Cântăreț cu părucreț! Ole! Am băgat-o de la mine în continuare. Vica, Ștefan. Vor apărea literele aleatorii, una câte una, în momentul în care vă dați seama de răspuns, pac, apăsați butonul. Spaniol? 800 de puncte. Cântărețul spaniol? Păi dacă suntem în Spania, vreți să fie român? Start! Direct. Placido Domingo! Vreau și eu placintă, bursucule! Am un buton! Am un butonul! Primul buton din viața mea! Pe care m-a luat! Cum apasă Vica pe buton? Placintă Domingo! Am zis-o, am zis-o! Deja aproape sunt mândră. Deci, cu tot cu plăcintă, a cântat la un moment dat Domingo. Aș vrea și eu, te rog. Două ce? Două plăcinte Domingo. Nu am zis plăcintă. Placido Domingo. Placido Domingo, ia să vedem. Când săresc cu părul cresc, că l-ar un pic ondulat. Excepțional. În afară că ai dat de nu mai folosește nimeni butonul ăla. L-am fundat. Problema a fost... Deci eu mă chinui, iau salariu și zic Vica, vor apărea litera întotdeauna, dar nu apeși pe buton și nu vorbi până în momentul în care nu-l voi nominaliza pe cel care a apăsat primul. Tu ai spus Placinto Domingo! Pac! Ca să nu mă păcălești. Că după aia zice iar el a apăsat primul. Păi de-aia el putea să apese când ai suflat tu. Da, e bine, ai 800 de puncte. Am un puzzle pentru runda a doua, el arată așa. Îți dau și un domeniu, Vica, fii atentă. Domeniul Ana este, te rog. Domeniul este insule. Insule. Asta se pricepe. Lăsați, că nici dumneavoastră nu vă... Lăsați, nu mai aruncați pe domnul Botezatu, că nici dumneavoastră nu stați rău. Vă dau 10.000 de puncte dacă îmi spuneți ce scrie acolo, doamna Vica. Ca așa din start, fără nicio literă? Așa. Păi la insule... N-am văzut eu orașe în România. Câte insule ați văzut dumneavoastră? Când vrei să te duci în insulele Maldive, nu te mai bine singur. Nu lua și boul cu tine. Ia-i doar cardul. Vica. Da, nu pot să spun așa ceva din start. Nu, clar. Că vreau să vă țin în suspans. Eu știu ce e acolo. E normal. Dă-i de roată și vedem ce știm până la final. Al meu e galben sau roșu? Uite, poate să dea Cătălin de data asta. Te rog frumos, Doamne. La manimelă nu mă pricep bine. Păi nu ai văzut că am falimentat din start? Mașină! Uite! Cine are mâna din perciuc? A avut toată viața au tras banii la el. Păi nu e ca și cum... Când ai lipiș la bani, și ruletă știe, mă simte. De când mă uit la crucea aia, ani de zile au trecut de când mă uit la ea și degeaba, tot la el la gât e. Dar hai fac eu o vizită într-o zi acasă și... Bun, și mai are una frumoasă, dar... O consoană. E aia care se termină în... M. M. Din atâtea litere nu cred că nu... Bravo! Bravo! Una, dar bună, că am luat plăcuța. Am luat plăcuța, foarte bine. Ia plăcuța. Hai, ia plăcuța, neamule. Dă-i de roată, Cătălin. Hai, te rog, Cătălin, că dacă eu... 1, 2, 3, un pasito bailante, Maria. 1, 2, 3, un pasito pe atrás. 400. R. Ai că ai început să... Gata. Păi le dau cu tot. Merge jocul. La R. De la roata. De la roata. Oh! 3.300 de puncte. Dacă vrei poți merge la cumpărături, adică poți cumpăra o vocală. Spui de acum sau mai stăm o tură? Vocală sau dăm de roată? Păi nu știu, cum zici tu? Hai să mai dăm de roată. Da, hai dăm de roată. Hai! Poate falimentăm. E, asta e situația, Doamne, nu ar fi prima oară. Si te vas, eu también me voy. Si me cas, eu también te voy. Mi amor, bailando hasta las 10. – 700 de puncte. – Băi, B sau P? Tu alegi. – Nu știu să leg eu, tu ești șefa. – Păi, nu mă ajuți? Bine, P. – P. În 2 secunde. De la paradis. Asta voiam. Te pui de la ce? Paradis. e din atâtea litere, așa, nu e din atâtea... E o... Deci pău numai ce-a fost. Dar bă, e? Nu știu. Dar pău e o... Păi e păi. S-a dus pe... Apa. Pe apa sunt... Stefane, las-o în peninsulă și dă ce treabă. Băi, dar chiar așa... Și așa, Ștefane, ușor, ușor, știi cum e? Nu, de la nucă. Bun! Hai! Cambio dolor por libertad. Cambio vidas por un sueño que me ayuda a continuar. Ce înțelegem noi de aici? Cine știe piesa asta e bătrân. Știi piesa asta, Andreea? Nu, asta. Ai văzut? Natalia Oreiro cânta. Da, da. De pe vârsta mea aia, da. Ce zici? Și eu cântam melodia, cum să spui așa ceva? A, nu, tu ai auzit-o acum de curând, au pus-o la radio. Ștefane, 1000 de puncte. B de la barcă. Ce? B de la barcă. B de la barcă? Hai să vedem. De la Barcelona. Este... 1600, putem cumpăra o vocală sau mai dăm de roată? Dăm de roată. Hai! Ștefane, Ștefane, să înceapă distracția. 3 plicuri avem pentru tine? Nu, pentru mine. Fii atent! Ce or să mai râdă părinții? Vrei să fac eu pentru tine? M-ar bucura. 3. Cum să nu vrei să fac eu pentru tine? Nu te-a mai pedepsit nimeni de mult, Vica? Ea vrea să fie pedepsită! Simți nevoia? Poate să facă și Vica pedepsa cu el. Poate? Dacă își dorește, da. Ia zi. Aici scrie, las-o pe Ana, dar poate fi Vica. Îți treacă un cub de gheață de la ceafă până la călcâi. Wow! Hai, Vica! Ia-l pe Ștefan! Așa. Hai, vezi că vrei. Noi am glumit. Ce ai făcut? Am glumit. Nu te bagi la gheață? Dacă știi ceva? Ce să ne distrăm cu el? Nu pierzi rândul. Bine, hai. Hai! Ștefan, Vica... Tu nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să-l chinui. Nu? Trebuie doar să-l chinui, nimic altceva. Fii atent. Mamă! Dar a adus Gabi, l-a adus pe cum, bă, frățioare. Deci... Să putea și mai mare? Până se topește? Dacă vrei, l-aducem pe ăla de frigider, de bere. E greu, dar... Vino mai în față, Ștefan. Trebuie să... până se topește de tot? Trebuie să te joci cu el. Bagă-i cubul unde vrei tu. Ursucule, mă bag și eu, să știi, dar numai dacă îmi dați bani gheață. Îți dăm. Hai. Hotplay, vă rog, Alex, băieți, să înceapă distracția. Pune să dezbrace. De sus. Păi și acum, cum vrei să vadă, să dau așa pe haine? Bagă-i pe de sus. Pedeapsă e pedeapsă. Bagă-i stricou în pantaloni. Acum. Nu pe pielea goală? Păi și direct pe pielea goală, îl bagi prin tricou. Vrei să-l dezbraci acum aici? Nu colaborezi cu mine deloc. Ștefane, dezbracă-te, mă! Are surpriză, Vica, pentru... Stai, stai, stai să și vedem. Asta e, bravo, bravo, bravo. Rezistă, tata? E bine, dacă îl probezi la final, nu cred că mai rezistă. Ia uite ce zice Cătălin, dă-l roată, dă-l roată! Dă-l roată, Vica! Acum o să dau roată! Stai că i-a căzut în... Cred că e gata, nu? Nu, 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 doi și pe față. Păi nu-l mai scot dacă-l mă. Hai, Vica, pe vremea noastră. Poți să scoți tricoul, Ștefane, să vedem și noi. Până la călcâi trebuie. Dă tricoul jos, Ștefane, asta e! Și acum? Dar unde te-ai bronțat? Acasă. Vica! Ai curte? Da. Hai! Păi rezistă fel! Ce-i face? Aplauze pentru Ștefan și pentru Vica! Cadou! Ia-ți-l! Doamna, aveți un microfon, nu? Luați un microfon, mama lui Ștefan. Auziți, doamnă? V-ați imaginat vreodată, când vă uitați la televizor, că o să vedeți pe Vica cum îl unge pe băiat? Nu, niciodată! Când stăteați noastră relaxat așa în living și ați zis, ia, uite ce se ceartă Vica... Da, da, problema nu este la mine, problema e la soție. Când o ajunge acasă. Haide, aia asta, așa, săracă. Nu e problemă pentru Vica. Sunt amut. E sub acolo. Pentru Vica nu e asta o problemă. Cine mă știe, mă cunoaște. Ștefane, nu mai ai voie la copcă. A înghețat relația, tată, ce să mai... Am uitat ce aveam în cap. Da! Nu face altceva decât să-ți îngreunezi situația. L-a luat cu Fiori pe spate. Ți-a plăcut? Nu, pot să zic că da. Dar nici nu ți-a displăcut. Era gheață, totuși. Nici gheață. Pe vremuri gheața se dădea altfel. Vica. Vica. Mai am până o să vă ajung la vorba ta. Pe vremea mea? Doamnă, eu zic că în cazul în care divorțează, nu sune pe Vica, doamnă, mai are vreo 4-5 kg de gheață acasă. Au zis toate ca toate, dar îl bagă în congelator, în lada frigorifică. Totul, nu da. E... Dar le stătea bine împreună, doamnă? Hai, fi sincer. Ai, bursucule, mă, lasă-mă puțin să... Cum să mă înroșesc? Vreau să-l ajut pe băiat să meargă acasă fericit. Deja l-ai agitat, lasă-l. Ce, nu-ți plac? Așa tinerei, nu... Nu-mi plac mie. Nu mă simt prost, jur. Am ceva în ochi? Dar ce-ți placă ție? Nu mă simt bine, adică mie îmi plac bărbații adevărați. Ștefane, da. Pentru că ești un bărbat adevărat și ai rezistat foarte bine la gheață, te rog mult de tot să dai de roată. Hai! ...400 de puncte. G de la gutuie. Ai ceva cu gutuile. Am ceva cu el. Ești de la gheață! Da, bravo! 2000, Ștefane. Sau de la Hetafe, că suntem în Spania. Ce cuvânt e morga? Acolo. Ce facem acum, Ștefane? 2000 de puncte. Cumpăr vocală? Cumpăr vocală. Vocala ta este? A. Uite aici. Eu nu știu dacă cineva a auzit-o pe Vica, care a spus ce scrie acolo, morgă? Păi nu știam cu insule care e legătură. Ștefan, 1500 de puncte? Dau de roată. Hai! Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo prefiero vivir así. Ce faci, mă, acolo? Ce fac? Dansez. Ia dansează, mă, să te aud. Ce dansezi tu acolo, ia? Bambolero, bambolera. Ole! Bravo! Combinație între un... cal agitat și o sârbă românească, ceva... Zici că ai călcat vin, pe cuvântul meu, dacă nu... Ai călcat struguri, așa... Păi, bursucule, cu tocuri? Ia. Ia, mai bat un pic. Mai fac o dată și gata. Da, ia. Dragule! Gabi! Gabi! Două secunde. Adu coada aia de mătură, te rog eu frumos. Adu mătura aia, coadă lungă. Adu puțin. Ia vină cu Ana, te rog eu mult. Deci dacă eu am... Ia stai să... Ia vină. Ia. Ține așa frumos, cu ambele mânuțe, paralel corp. Și am mai bat o dată, ia. 1, 2, 3 și cum bătei? Iată, doamnelor și domnilor, călușarii! Suficient că o dăm în preșcancan. Stefane! Tu, de la trupă. Da, corect. De la Tarragona. Hai! E bine, 1800 de puncte, Stefane. Da, de rat. Dă-i! Toată lumea dansează cu mine, tu mai zici să dansăm amândoi. Miște-ți brațele, uită cu mine. Joker! Toată lumea dansează cu noi. Zi! D. De la dinamit. Este! Iar acum avem dublă șansă de a câștiga această rundă. Poți greși odată. Avem joker, Ștefane. Ce faci? 1800 de puncte. Cumperi o vocală sau dai de roată? Cumpăr o vocală. U. Da, jokerul, mi-l dai mie? Da. Hai. E bine că e ca și cum nu l-ai avut. Da. Dă-i. Hai, lasă-mă să te ating, din pe piele. Power play! Era feel good. I know that I would now. So good, so good. I got you. Stefane, timp de 60 de secunde dai de roată. Când roata se oprește în dreptul punctelor, îmi spui o consoană. Chiar dacă este corectă sau greșită, mergi mai departe. Dacă îți dai seama de soluție, în ultimele 5 secunde spun stop cronometru și poți câștiga 3000 de ron cash plus punctele acumulate în cazul în care soluția ta este corectă. Da. Îți pregătești 3-4 consoane? Da. Hai! 3! Power play! Dă-i de rată. Mai încet puțin. Consoana este S. S de la săpun pentru 500 de puncte. A doua consoană este V. V de la vacanță pentru 300. Uită-te în puzzle, poate îți dai seama. Uită-te în puzzle. S. S pentru 300 de puncte. Zi. Ş. Ş pentru 400. Nu vorbiți. D. Q. Q. Q pentru 200. Dă-i de roată. Dă-i de roată. Pentru 300, ultima consoană. L. De la lapte. L. De la? Lapte. Lapte. Dragul meu, ai acumulat 3400 de puncte. Power play! Ce facem acum, Ștefane? Cumpărăm o vocală sau dăm de rată? Cumpărăm o vocală. Zi. A. insule este domeniul, iar tu dai de roată, cumperi o vocală sau îmi dai soluția din runda a doua. Da, 2900 de puncte. Hai, Ștefan! Nu știu ultimul că voi. Într-un glas, amândoi, să cântăm chitara mea. Cântați toți cu noi, ce frumoasă-i dragostea. 300 de puncte, Ștefane! Cât de la Cățel? Ce? Cât de la Cățel? Nu e. Adaptă. Acest sunet ne spune că nu mai există consoane. Ai 3200 de puncte, ceea ce înseamnă că poți cumpăra o vocală sau îmi poți da soluția. Cumpăr o vocală. Vocala ta, Ștefane, este? I. Nu știu ultimul cuvânt. Știi ultimul cuvânt? Unde nu știi, Ștefane? La ultimul. Ultimul, ultimul? Ce să crezi, nici eu. Știi? Ultimul cuvânt? Nu vorbiți, vă rog. Cumpăr o vocală. Zi? E. Baleare. Dar ce înseamnă asta, baleare? Hai, dă-o. Dai, dau soluții. E sigur? Da. Da? Da? Să mai cumperi o vocală. Da. Aș putea. 2200 de puncte, Ștefane. Pentru o soluție corectă facem 2700. Iar răspunsul tău din runda a doua este... Dacă vrei să stai în soare, iarna mergi în Baleare. Eu m-am făcut că n-am auzit că te-ai încurcat la ultimul cuvânt. Când eu spun o singură dată tare, clar și corect și tu... mi-ai scris. De ce te răbăreai la mine? Dacă vrei să stai în soare, iarna mergi în Baleare. Asta ai spus tu. Da. Eu asta iau. Da. Perfect. Hai să vedem, da sau nu, pentru 2700 de puncte. Ștefan! Este! Hai, portucură, eu cred că e ceva... Eu cred că e ceva greșit la puzzle. Ce să fie, mă, greșit? Păi nu se scrie așa, se scrie balneare. Eu am luat bilet lui bunica să meargă la balneare. Lasă, meargă și la baleare. E cu topless, cu tot ce trebuie. Bunica! Mai bine merge la Putna! Insula! Nu bunica! Bunica face ce vrea. Ai văzut cât de aproape am fost eu când am spus dacă vrei să nu stai așa, te duci în Maldive. Da. Nu era o baleare, era o Maldive. Dar, Ștefan, vezi, viața ți-a prins bine. Da, m-a trezit. Da, soția o să-ți dea rău, dar o să vezi tu după aia acasă. 2700 de puncte, hai la vitrină! Hey! Darul este la runda a doua câștigată de Ștefan. 2700 ai luat 2700 și avem o vitrină în față. Ce ne alegem? Laptop. 2000 de puncte, laptop! Robot de bucătărie. Un robot de bucătărie. Și cuptor cu microunde. Studio Casa 300 de puncte. Și cuptor cu microunde. Studio Casa 400 de puncte. Da. Felicitări, Ștefane, mergi la locul tău. Iar noi, doamne și domnilor, mergem mai departe în runda a treia. În primul puzzle de departajare a răspuns corect cine? Eu. Andrei. La cel de-al doilea puzzle de departajare a răspuns corect Vica, pentru că ne-a stricat butonul. Cel de-al treilea puzzle nu există, așa că, Ștefane, am pentru tine un puzzle mare și frumos. Ia uite-l. Avem și un domeniu. Ana e pe felie. Ole! A, nu, ăsta e domeniu. Românește, ole! Și românește, mă, dacă domeniul este românește. cum eram în Spania. Păi suntem în continuare. Ștefane, da, în românește îți spun, dă-i de roată. Știi că fără tine viața este pustiu. Dacă n-ai iubire, nu prea ai nimic, da. 300, consoană. Prima consoană din runda a treia este? R, de la românești. Bună, bravo! Hai! Forța! Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste. E power play acum și tu știi, e prea bine! I feel good. I know that I would now. So good, so good. I gotta you. I love you, Vica, te iubim! Mulțumesc! Ștefane, dă-mi de roată, consoane, da, acum e și greu că dai decât un R, 5, 6, vezi cum te duci iar, Q, W. Atenție, 3, 2, 1, start, hai! Dă mai încet puțin. Prima consoană. B. B, da? Da. Pentru 800 de puncte. Z. M. M. M pentru 500 de puncte. Dă-i de roată. Dă-i de roată. Zi. C. G. G. De la greiere. Da. Hai. Pentru 500 G. Zi. C de la câine. C de la câine pentru 300. Zi. N. N de la niciodată. Da. Pentru 500. L. L de la lăcustă. L de la lăcustă pentru 400 de puncte. Aș vrea să te întreb dacă știi soluția. Nu. Dar am o vagă bănuială că nu știai. Nu. Și atunci am zis că ce rost mai are să te opresc. Mai ales că ai câștigat 3800 de puncte power play. Auzi, Iulia? Merg, mă, cântările? Mergă? Nu, înțe asta. Da, da, de când cu emisiunea asta, cu noua plimbare a Anei până toată lumea, nu te pun oamenii la nuntă să le cânți cu specific? Ba da. Să vezi când ajungem în Japonia și în China. Abia aștept. Și eu. Nu cred că vin. Cred că o las pe Ana în locul meu să cânte ea. Tu ce faci, Ana, acolo? Ești în pauza de masă, ce faci? Nu, uite pe aici, ursucule, aoleu, scuză-mă. Măi, Ana, uite, ai, mă, ce faci? Uite, vine și câinele, stai, ajută-mă, te rog. Stai, mă, uite, ai murdărit și platou. Ai, mă, Ana, mă. Bun, ce rapiditate. Ia, uite, bifat. Dexteritate, bifat. Le-ai strâns pe toate? Le-ai strâns. Eficiență, bifat. Ce bifat, mă, ce faci, mă, acolo, mă? 1200 de euro plus cazare și 2 mese pe zi. Te bagi? Unde să mă bag, mă? Mi-am făcut o agenție, bursucule. Fără căcăs. Cum, mă? Fără căcăs. Ce ăsta? Partid politic, ce ăsta? Nu. Fără căcăs. Forța românească de cules căpșuni în Spania. Ești angajat. Le-ai cules foarte bine de pe jos. Păi mă ocup și de asta, bursucle, că în Spania, știi, căpșuna e căpșună. Îți debat eu într-o zi la televizor să crească TikTok-ul. Du-te la locul tău. Păi sunt la locul meu, tu nu ești la locul tău. Du-te mai în spate, că fă un pas acum, că tot mă apucă nervii pe tine. 3800 de puncte, Ștefanel. Dau de roată. Dă-i! Ia vezi că știe Cătălin. Sex bomb, sex bomb, oh, sex bomb, and baby you can turn me on. 300 de puncte. T. De la trupă, T. T de la trupă. Se la vii? Andreea. La noi când mai vine? 300 de puncte, consoană... S. De la săpun. Soare. Soare. Bun. Hai. Liberă la mare, stau cu tine la soare, ne iubim pe nisipul fierbinte. 500 de puncte, Andreea. Consoană. Ț. Bravo, Cătălin. Vica, da? Și Cătălin. Te rog. Suntem în runda a treia, ar trebui să câștigăm și noi ceva. Hai să dăm de roata, avem 0 puncte. Ce să facem astăzi? Hai. Soarele meu, hai că să trec pe strada mea, sunt eu și acum că te-am găsit, nu va mai fi la fel. Nu mai ai cântat soarele meu, că tu e soarele. Faliment. Faliment. 3800 de puncte, Ștefane. El e cu roșu, Cătălin. Da, cred. 3800 de puncte, Ștefane. Doamne, ce facem? Ce ghinion să avem astăzi, nu așa? Cumpăr vocală. Avem în dragoste, noroc. Cumpăr vocală, U. U. Îți dau 500 de puncte dacă zâmbești puțin. Atât. Insiști pe U ăsta. Am zâmbit înainte. Da. Oh, nu e U? Nu. 300 de puncte, Andreea. Hai. E... Așa-s băieții umblă numai după fete, roși ca de blonde, șatene și brunete. 200 de puncte, consoană. D. Cum? D. D de la dragoste. Ce-i dai, mă, să mănânce căpșuni? Ia uite ce câine romantic avem. Păi nu răgăște. Păi se aduce un pahar de șampanie și... Ia... Nu, nu, filmați-l pe el, că noi nu contăm în momentul ăsta. Dă-l-ți. Ia uite, pofticios. Așa mănâncă și cireșe? Da. Doar când e kilogram 1,5 milion. Atunci, da. Consoana ai dat, dăm de roată sau da, cumpărăm o vocală? Hai. Ai fi dorit să se oprească acolo, dar rămânem la 500 de puncte. P. De la... De la Putna. Gata, că nu-ți mai dau. Bun. Ia, te-a apucat să dresezi câinele acum în emisiune. Păi data trecută, bursucule, i-am dat fructul dragonului și nu vrei să știi ce a ieșit pe scara blocului. Ce facem acum? Dăm de roată. Hai! Andreea. F. 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 De la floare. De la floare, de la făgăraș, de la faliment. A? Cătălin, Vica. Hai, Vica, dă-i de roată. Eu acum? Dă-i de ruleta asta. Doamne, nici nu știu pe unde să apuc. Apucă de oriunde, apucă bine. Aia, 700, consoană. Hai că mă opresc după muncă la vulcanizare și îți iau. Ia, mami, da. Z. Poate pierd 700 de... Hai că mă opresc la vulcanizare și îți iau. Ce se iei, mă, de la vulcanizare? De mâncare, măi, bursucule. 3 de Z. Auzi, dar ce se iei de la vulcanizare? Păi lui îmi plac fructele exotice, mai bursucule. Ți-am zis, fructul dragonului, astea. Și la vulcanizare. Ce fructe au la vulcanizare? Fructul presiunii. Uite, vezi, a auzit fructul presiunii? A, cumpărăm o vocală sau dăm de roată? Sigur e 4 Z? 3 de Z. Da. Cumpărăm vocală, na, dacă vrei. Da. Sau vrei să mai dau la manivelă? Că nu știu, faci ce vrei, dă la manivelă, că dai bine pe tine. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cruciumioară la șosea. Încă o consoană pentru 500 de puncte. Toate s-au dus. Nu știu ce să zic, e foarte greu. Da, nici eu, că... Vrei să cumpărăm aia? Spune alfabetul, vezi? Ce să cumperi? Trebuie să pui consoană. Trebuie să pui consoană și după cumperi. J? J. J. De la jucărie. Nu cred că e J. Nu e J. Ștefane, 3300. Cumpăr o vocală. Zi. A. Bine! Foarte bună vocala A. Te desfacem mult din puzzle în momentul ăsta. Ce facem acum? Mai luăm una? Da. Zi. I. Perfect. 2300. Cinci. 4. 3. Pizza. Mai cumpăr o vocal. Zi. E. S-a desfăcut puzzle-ul, Ștefane. O 1800 de puncte, 5. Spune-mi ce faci, 4. Dai de rată, cumperi o vocală să-mi dai soluția. Dau de rată. Hai. Y si con otro pases el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Hotplay! And I feel good. I know that I would now. So good, so good. I got you. Acum îți arăt cutia, 3000 de RON cash plus punctele acumulate. Și anume, 60 de secunde dai de rată, îmi spui ce consoane lipsesc de acolo. În momentul în care spui știu soluția, dăm stop cronometru oriunde ar fi, îmi dai răspunsul corect, câștigi 3000 de RON cash plus punctele acumulate până în momentul ăla. Ești pregătit? Da. Începem în... 3, 2, 1... Powerplay! Prima consoană, Ștefane, V. Este V. V pentru 1500 de puncte, V de la vie. A doua consoană. Da. Îți zic soluția. Stop! Nu mai sunt consoane. Ai dat 1500 de puncte la singura consoană care mai era acolo. Și în momentul ăsta ai acumulat 4800 de puncte. Powerplay! Ștefane, da. 4800 de puncte. Și cu 500 pentru o soluție corectă facem 5300 de puncte plus 3000 de RON cash. O singură dată. Tare, clar și corect. Soluția ta este... Avem bani de o pizza, dar visăm la Ibiza. Avem bani de o pizza, dar visăm la Ibiza. Ștefane, da sau nu? Tras la tine? Ce? Păi că a băgat niște bani la... Suta a tras la tine? Ștefane, 3000 de RON cash plus 5300 de puncte. Hai la vitrină! Doamne, doamne, runda a treia câștigată de Ștefan. 3000 de RON cash plus... 5300. 300 de puncte. 5300 de puncte. Hai să vedem ce ne alegem. Cuptor. Cuptor simplu, așa? Ăla la 1000. Corporat la 1300. Ăsta de la Studio Casa? Da. 1300 de puncte l-am luat, bravo. Frigider. Albatros, combină frigorifică, 2000 de puncte. Și aspirator. Un aspirator. Samu, 750 de puncte. Și restul de dănesc. Felicitări, Ștefane. Bravo, mergi la locul tău. Doamna Andreea, mă auziți? Da, mulțumim frumos. Mai avem 1250 de puncte, doamna Andreea. Ce ne alegem? În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Ștefan, da. Felicitări, Ștefane, bravo. Ne alegem un aragaz. Samus, 1000 de puncte aragaz. O cană electrică. Studio Casa, 100 de puncte. Și un sandwich maker. Taurus, 150 de puncte. Astea sunt punctele, doamna Andreea. Dar rămâneți alături de noi cu mare drag, pentru că ajungem în runda a 4-a. Ole! Stai așa, Ștefane, că trebuie să fac o mișcare, să vadă toată lumea că noi ne ținem de cuvânt. Ia uite! Ole! Astea sunt ale tale, Ștefane. Mulțumesc. Și plăcuța și banii. Iar acum vă dau un puzzle de departajare la care joacă toată lumea. Iată-l. Avem și un domeniu. Ana, te rog. Domeniul este actor. Actor. Atenție, start! Actor. Actor, Ștefan, Cătălin, Vica, Andreea, stop! Antonio. Antonio Banderas. Da, doar că a răspuns Andreea. Nu, iar ne-ai păcălit. Nu, i-a apăsat. Asta era lui. Eu ca să... Hai, mă, nu conta. Dacă tu apăsai primul, te luam pe tine. Dar apăsați ea de mult. Nu, nu apăsat, stăteam și eu cu mâna. Și ar fi spus maxim Andy Vazluianu în caz de ceva. Dar poți să te uiți pe așa, eu stăteam așa cu degetul pe el. Da, doar că uite, vezi unde se încercăște el așa albastru, înseamnă că el a apăsat primul. Lasă de la tine, că noi câștigăm alte lucruri. Andreea. Antonio Banderas. Nu știu ce să zic. Mulțumim, Cătălin Botezatu! Da. Antonio Banderas! Sau Zorro. Fii atentă! Suntem în runda a 4-a. Presiunea crește. Ștefan a câștigat. Părea că nu, dar a venit bine pe turnantă. Da. A luat tot ce a trebuit. Acum presiunea e pe voi. Andreea, Vica, Cătălin. Andreea, iată puzzle-ul din runda a 4-a. Există puncte. Avem și domeniu. Direct din Spania. Domeniul este diaspora. Diaspora. Și răspunsul? Da. Draga mea, dăm de rată. O consoană, ridicăm jokerul, dublă șansă. H. C de la H. Câine. Am înțeles H. Nu, C. C de la câine. De la Cervantes. Cătălin și Vica. Ultima rundă. Dăm de roată. Amândoi, hai amândoi. Quiero tenerte muy cerca, mirar tus ojos verde junto a mí. Amândoi faceți pedeapsa, Doamne ajută! Hai să vedem! Cătălin și Vica, avem 3 plicuri pentru voi, galbene. Trebuie să alegeți unul singur. De aici sau de acolo? 3. Fă playback pe o piesă de-a lui Enrique Iglesias. Ia fă acum, dacă știi. Ok, avem un cadru strâns. Rămânem acolo pe poziție. Iată, Cătălin și-a luat poziția, și-a ridicat gulerul, și-a aranjat ochelarii. Avem și piesa, dacă Da, speria și cățelul. Ia uite, bă, mi-a dat mesaj mătușii mea și mi-a zis că a crezut că piesa asta e cântată de Enrique, nu știa că o cântă Cătălin Botezatu. Excelent! Aplauze pentru Cătălin Botezatu și Vica Blochina. Bailamos! Te quiero la Andreea, bailamos! Ce te doare? Mă doare la te quiero! Mamă, mamă, deci ești pe val, te iau cu mine să-ți dau și ție nume spaniol. Cum și mie? Păi eu am nume spaniol. Du-te, mă, de aici, mă. Ce nume spaniol ai tu? Stai că mă prezint. Si, eu soy reina Ana Maria Teresa Rosalia Barnoschi del Mar. În casă. E foarte dulce. Ăsta e numele tău în spaniolă? Ia mai zi odată, că sigur l-ai uitat, ia. Nu, nu, eu soy reina Ana Maria Teresa Rosalia Barnoschi del Mar. Encantada. Te-ai prezentat vreodată așa? Da, da, am ciocănit la un doctor la ușă și i-am zis soy Ana Maria Teresa Rosalia Barnoschi del Mar. Și ce a zis? Să intrăm pe rând. Auzi, da, în cap numele astea la ei pe buletin. Ce buletin au ăștia, mă? Cred că și pe spate. Acolo unde la noi sunt ștampilele de vot, că la ei nu prea se votează, că sunt regate acolo. Și de asta... trece pe partea cealaltă. A, de Spania e regat. Măi, bă, sucule, câte lucruri interesante te învăț eu. Da. Uite, am și o poezie. Despre Spania? Da. Si, si, claro que si. Ia zi, măi, claro que si. Hola, 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 hola. N-am băut nimic, doar cola. Nu cerveza, nu sangria, dar îmi place veselia. Azi roata merge rapid cu Ana până la Madrid. Din Bilbao în Gibraltar, din Barça la Portugal, toată lumea e cu siesta și ca mine cu fiesta. Spania e un regat la sud-vest poziționat, cum te uiți la harta mare pe care Europa o are. La fotbal este pe val, Barcelona și Real sunt celebre în mare fel, Atletico Madrid și el. Dacă ești bun la notat, ajungi în Africa imediat. Sar de pe stânca Gibraltar, nici nu-ți trebuie salvamar. Vă aștept, Spania e frumoasă, o paella gustoasă, din partea mea vă aduc, că-i plătită de bursuc. Orice poezie se termină așa. Ole! Ole! Haideți! Tot noi? Vica și Cătălin, da, tot voi ați făcut pedeapsa. Hai! Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, te quiero, te quiero. 700 de puncte. Consoană. Hai, Vica, zi. T. De la Taur. Da. Tot pe Taur merge. Bine! Mergem mai departe. Hai! Acum tu ești. Ce mai bucura așa că oamenii ăștia au dat iar faliment. Deci nu se poate așa ceva. E trucată roata? Nu. Măsluită? Nu. Că mai știu de la cazinou că se întâmplă lucrurile astea așa. Da, dar noi nu suntem cazinou. Păi cum de 3 ori? Iulia, cred că ai concurență. Ia fi atentă. Ana, te rog mult de tot. Du-te, te-am auzit cum cânta aia din aur. Du-te, du-te. Du-te, dragă, fă-te celebră. Că nu știi asta. Am zis că pusese-i... Cu dans, așa, da, dacă vrei, mă pui suflet. Să și cânt. Dar cum ai cântat asta? Păi eu pun suflet, asta. Mai bursucule, dar nu stăpânesc așa bine. Doar asta. Să ne scoatem căștile. Ia, nu, fiți atenți că... Uite, vezi? Ia, dă-i tu tonul. Îi faci pe oamenii ăștia să-și scoată căștile. Dă-i tu somonul, dă-i. Ai, amor, me duele tanto. Ia auzi. Me duele tanto. Ai văzut, dragă? Cu suflet, cu pasiune, cu... Da, ca și am avut voce, ce pasiune aveam eu la cântat! Excelent ai cântat, ce să... Ne-ai nenorocit pe toți! Păi da, tu m-ai pus să cânt! A fost foarte bine, chiar bravo, felicitări! Dacă e cu pasiune, nu contează! E cu pasiune, că-mi place, din corazon vine, dar... Ce să... Aici se oprește! Și Pepe, când te-a auzit acum, a zis, băi, o iau să fac cu cântare cu ea, că... Ai, amor, mă dele tanto! Ce mă doare, mă doare la tanto! Te durea rău de tot, ce să... Ștefane, consoană? B, de la bancă. Andreea, salut! Bine ai venit! Toată lumea are 0 puncte. Nu că te încurcăm rău. Și pe asta o știi. Da, bine. E, cum sună asta? Zi! Quiero puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, siempre a tu manera. Tot talentul papară. Zi! R de la roată. R de la roată? N-am vrut să zic, dar să mă vezi în baie cum sunt. Hai! Cumpere vocală sau dai de roată? Dăm de roată. Dă-i! Cred că m-am îndrăgostit, cred că da, 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 și sunt tare fericit. Bate, bate inima, da. Îndrăgostit s-ar putea, da. De ce-i în farfuria mea, da, da, da. Ce-i, mă, acolo? Mai bursucule, am niște preparate spaniole. Am zis să aduc și culinară Spania aici. Nouă ne place în platou și mă gândesc că îmi place și platoul ăsta. Și ce e, mă, acolo? Asta, mai bursucule, jambon, mam, chorizo, măsline, papas. Tapas, mă. Papas, că e de papa. Aia e bună și arată bine și asta, și asta. Foarte bine. N-am foarte multe porții, dar invitații vreți, nu, treaba voastră. Băi, Ana, băi. O consoană pentru Joker. Câte delicate se am. Este! Hai! O mie de puncte! Pâi de la pâine! Bine, dă-i de rată, hai! $400! N! N! De la nuci! Bine! 5.000 de puncte. Cumpărăm o vocală. Zi. A. A. Stai, A. Ana, că ai treabă. Ia uite ce e acolo. A. Ce facem acum? Dăm de roată. E sigură? 4.500 de puncte. Hai! Da, mamă, sunt beată, pentru că altfel nu-l pot uita. Maică ta ce zice de treaba asta? o anunțe așa la televizor, da, mamă, sunt beată, vezi că te-am mai auzit și vreo 12 fate te dau afară. Ia uite, Iulia vine beată la muncă. Zi o consoană. L. L, pentru 300. Avem joker, îl folosim acum sau îl mai ținem? Îl folosim. Perfect, avem 4500 de puncte, jokerul este la mine, ce facem acum? Cumpăr o vocală. Ia zi tu. Vocala U. Uhăi bad. Bun, ce facem acum? Dăm de roată. Hai! Dar ar mai bantine dragoste, ce te ții mereu numai de mine. Nu noroc, se numește calicie. Da. Băi, băiatule, nu vine să cred, cineva m-a dat faliment astăzi. Ai văzut? Da. Și avea 4000 de puncte care au zburat. Haideți, e rândul vostru, dați de roată. Da, de roată, că eu nu mai dau. Păi obosit? Mușchi. E târziu pentru mașină, dar îi puteți lua visul Andrei, adică o consoană corectă, ridicăm plăcuța, mașina rămâne la mine, iar vouă vă dau 500 de puncte. S. Care? S. S. De la săpun. De la Spania. Vai, uite, aproape am nimerit-o cu vântul. Se iau plăcuța. Andreea, mașina rămâne la mine. Împinge-o, Cătălin. Cum să o împing? Împinge-o în față. Aha. Asta e perfect, îți mulțumesc. Ei, Andreiuța, o mai ținem o tură la noi, ce să facem? Cumpărați o vocală sau dați de roată? Una vocală. Una vocală, zi. Te super că mă bag în buzunarul tău? Nu, bagă-te, bagă-te. E, ăla. Ăla, gură. Bun, dă-mi de roată, hai. Stop. Uite-te unde e falimentul și nu nimeri în el. E unul aici, unul acolo. Da. Hai. Tare. Alo. Nu ai zis să nu nimeresc. Hai de roată. Hai. Wow! 500 de puncte. Consoană. Poți să răspund ce scrie acolo? Poți să-mi dai o consoană prima oară. Dă consoană. Aia de jos. Zi, Cătălin. Nu, las-o pe ea să... Hai, bă, satisfacția limbii române. Jos e. Nu știu, zi tu. Te rog. Zi că e de jos, de acolo. Zi că nu mai știu. Mi-ai făcut fazan. 5. M-ai închis. Hai, te rog, zi. 4. D. Soluția, o singură dată, tare, clar și corect, copii. Soluția voastră din runda a patra este... Ziua! Nu știu, e ultimul cuvânt, nu știu. Cumpărăm o vocală? Da. Vocala este? Hai, iu, ia... Da, I! I! Și acum, trebuie să-mi dați soluții. Te rog, Catalin, pentru că tu vorbești, mai corect românește. Dacă greșești pe drum ceva... N-ai ce să greșești, haide. Spania e pentru noi, mai nou, România 2. Excelent! Ai văzut? Este! Avem 500 de puncte. Doamna Andreea. Da. V-ați luat tot ce ați avut nevoie la începutul emisiunii. Mi-ați spus că vă doriți ce? O mașină de spălat și un aragaz. Le-ați luat? Da, mulțumim frumos. Perfect. Atunci dați-i microfonul băiatului. Fii atent. Robert. Da. Am pentru tine, bine, la 500 de puncte nu am mare lucru, doar că fac așa. Stai așa că vin imediat să mă vezi. Am în mână două obiecte. În mâna stângă am așa ceva. Tu mă vezi pe mine acum, da? Da. Și în mâna dreaptă am așa ceva. În dreapta am un smartphone, în stânga o tabletă. Gândește-te bine ce-ți dorești și unul din aceste obiecte va ajunge la tine, Robert. Analizează bine, gândește-te, telefon sau tabletă? Telefonul. E sigur? Da. Robert, un smartphone! 1400 de puncte! Mulțumesc! Robert, felicitări, să te bucuri de el! Smartphone-ul e al tău! Clasamentul de astăzi arată cam așa. Pe locul 3 cu 500 de puncte, aplauze pentru Vica și Cătălin. Pe locul 2 și iată, începem să ne obișnuim să fie diferențe mici. Aplauze pentru Ștefan, care are 8.000 de puncte. Bravo! Bravo! Iar pe primul loc, cu 8.200 de puncte, aplauze pentru Andreea. Bravo. Și cu ea mergem la Roata Mică! Draga mea, Andreea, aici există doar premii. Vreau să apuci roata de unde vrei tu și să o învârți în sensul ăsta cât poți tu de tare. Hai! Aici există un premiu. Pentru a câștiga acest premiu astăzi în Spania, trebuie să fii foarte atentă la prietena mea, la comoara acestei emisiuni, la frumusețea asta rară, la Ana Maria Barnoschi. Mulțumesc, bursucule. Îți vom da un puzzle pentru runda bonus. El arată așa. Domeniul este bani. Îți vom da cele mai uzuale consoane ale limbii române, N, R, T, S, C și vocala E. Să vedem dacă le regăsim în puzzle-ul nostru. Iar tu ai dreptul să ne mai dai încă 3 consoane și o vocală, în afară de cele pe care ți le-am dat. M. Bun. L. Bun. Și... Ș. Și vocala A. M, L, Ș și vocala A. Să vedem dacă le regăsim. Deja știu. Domeniul este bani, iar tu ai 10 secunde să ne dai soluția din acest moment. La Casa de Papel. Și-a făcut pandemia din oameni. Cum am stat tot și ne-am uitat la filme. Andreea, răspunsul tău este... Corect! Draga mea, în această seară, în runda bonus, ai câștigat... O casă. Ai emoții? Puțin. Crezi că e mare sau e mic premiu? Mic. Folosești creme? Da. Cam asta e. Bune? Bune. Mai ales că după ce o să te dai cu ele, o să trebuiască să te uiți pe o tabletă! Doamnelor și domnilor, înainte de a termina emisiunea, vă spunem doar că... Ole! A fost cu noi în această seară Ana Maria Barnoschi și Bursucu! Iulia Dumitrache și Hotplay Ștefan, Cătălin Botezatu, Vica Blochina și Andreea. Mulțumim frumos! Până săptămâna viitoare, nu uitați că ne vedem... Scuze, și Otto a fost cu noi. Până săptămâna viitoare, nu uitați că ne vedem pe Instagram. Mr. Bursucu... Ana Barnoschi! Iulia Dumitrache, Hotplay acolo pe Instagram. Cătălin Botezatu, bineînțeles, Vica Blochina pe Instagram, pe Facebook. Încă o dată mulțumim mult și nu uitați că norocul vi-l faceți... Cu mâna dumneavoastră! Aveți o săptămână minunată și o seară perfectă. La revedere, mulțumim! V-am pupat!